Vă salut, eu sunt Andrei și în episodul de astăzi fiți atenți ce bluză de bătrân mi-am luat pe mine, bluză de aia de bătrâni bogați, pentru că filmăm un episod la Monaco sau Monaco sau cum vreți voi să ziceți. Am venit să vedem cum trăiesc milionari aici. Asta e priveliștea, încă nu am intrat. Mergem frumos cu mașina pe niște serpentine și o să vedem tot felul de chestii șmechere. Și am închiriat un Audi A1, are numere de Monaco, l-am închiriat din Franța. Să știți că a fost foarte ieftină călătoria asta, surprinzător de ieftină. Deci, practic, cu Audi-ul ăsta, cu numere de Monaco, cu bluza asta de bătrâni, nu o să se prindă nimeni că nu-s milionar monegasc, nu? Și trebuie să începem cu cel mai cunoscut lucru din Monaco, nu? Nu milionarii aia, lăsăm un pic mai târziu, ci Formula 1. Știm că e un circuit stradal aici în Monaco. Monaco e un stat format dintr-un singur oraș. Avem aici monarhie, dar despre asta mai târziu. Uitați-vă, virajul ăsta e cel mai lent viraj din F1, dacă nu mă înșel. Ăsta și următorul de dreapta, imediat, nu primul, ci al doilea, la intrare în tunel. O să punem câteva poze și pe ecran din timpul curselor, pentru că practic acum nu avem cursă, acum ne plimbăm prin oraș, deci nu seamănă așa de mult ca și cum ai vedea la F1 la TV. De asemenea, uite, avem acolo un monopost și prin tot orașul pe unde te plimbi mai vezi, wow, uite, un 300 SL. Mamă, frumos! Deci, intrăm în tunel, faimosul tunel de la Monaco. Imaginați-vă că aici intri cu 250 la oră când ești într-un monopost de F1 sau nu intri, ci mai bine zis treci prin el, că la intrare probabil n-ai chiar așa de mare viteză. Tot în cursă, asta e ieșirea din tunel și în stânga avem Yacht Club de Monaco. Practic, clubul de iahturi din Monaco, pentru că noi mergem tot drept, în cursă ar fi un pic la stânga și apoi la dreapta, un viraj, aici unde avem acum parcare, și ajungem în centru orașului Monaco sau statului Monaco, unde o să vedem imediat după ce parcăm o grămadă de iahturi. Am reușit să și parchez destul de strâm, să știți, pentru că stau foarte rău cu parcările oamenii ăștia. Aici, public, în stradă, am plătit 12,50 lei pe oră, ceea ce nici nu-i foarte mult în considerare că totul e super scump aici și că e foarte, foarte puțin loc. Întreg orașul are 2 km pătrați. Practic, e ca și cum ai zice, bă, 2 km pe parte, 1 km pe alt, așa, lungime, lățime, nu știu exact chiar așa dimensiunile, dar 2 km pătrați e foarte, foarte mic. Imobiliarele sunt foarte scumpe, uite un Lamborghini, și statistic, și un BMW frumos, și un Range Rover, da, sunt ceva mașini, și statistic, unul din trei oameni de pe stradă care locuiesc aici în Monaco, deci nu turiști ca mine, sunt milionari, iar media de bogăție a omului e 2,1 milioane pe cap de locuitor. Dacă ești milionar, bineînțeles că îți plac și iahturile, pentru că aici e vreme frumoasă mereu. Uite, astea sunt bărcile așa mai de săraci. Vii cu barc, vii cu Lamborghini-ul la iahtul tău. Și ce faci? Mergi, te plimbi pe mare. Hai să mergem să le vedem și pe alea mai faine, că de astea așa mai ieftine mai vezi peste tot, dar de alea opulente și șmechere mai greu. Ce vedeți acolo? Sunt doi polițiști și îi plin de polițiști în Monaco, pentru că e unul dintre cele mai sigure, dacă nu chiar cel mai sigur oraș din lume. Există un polițist on duty, adică de lucru, angajat la 100 de locuitori. Monaco are 36.000 de locuitori, 36-38.000 pe acolo și îți dai seama că sunt ceva polițiști. Și acum am ajuns la iahturile alea mai faine de care vă ziceam. Și de multe ori când mergi undeva, nu știu, mergi la mare, vezi o grămadă de iahturi de astea, să le închiriezi sau să petreci pe ele, știi, gen, bă, hai să mergem cu iahtul, dăm nu știu cât și ne distrăm. Nu, astea nu sunt așa ceva, nu poți să zici, bă, nu, merg cu iahtul ăsta. Nu, ăsta e iahtul unui om, unui multimilionar, poate chiar miliardar, care are un iaht și, nu știu, odată la lună, două luni, el știe, vine cu prietenii, iese cu el în larg și tot mă gândesc că sunt unele foarte mari. Zic, bă, dar la ce-ți trebuie un iaht așa de mare? Adică, cât prieteni poți să ai până la urmă ca să vii cu iahtul pe ei toată ziua, să-ți merite? Și 75% din locuitorii Monacoului sunt ceea ce am numit noi vinituri, adică nu sunt născuți aici, nu sunt de aici, au venit, s-au mutat aici. Ai zice, bine, mă, dar de ce? De ce vin
oamenii să se mute aici. Pentru că taxa pe persoană fizică, pe venit, e zero. Știți cum la noi în România, dacă ai un apartament, îl dai în chirie, trebuie să declari la stat, să plătești impozit pe el. În multe state, taxele, cu cât faci mai mulți bani, sunt progresive, plătești mai mult în taxe. Și atunci, nu știu, zici, băi, eu am făcut 10 milioane de euro anul trecut, păi trebuie să dau 800 de mii la stat? Nu, nu sunt de acord, mă mut în Monaco și aici taxa e zero. Și ca să devii cetățean, deci nu vine așa oricine, bă, vine Andrei și devin cetățean. Nu, pentru că te filtrează, foarte multe lume vrea să vină și atunci există standarde destul de mari. Trebuie să ai un fel de atestat de la o bancă, de a lor, privată, că ești destul de bogat încât să nu trebuiască să muncești toată viața ta și practic să n-ai nevoie de nimic, să te poți muta aici, să duci o viață bună. Monaco e statul din lume cu cea mai mare speranță de viață. Practic aici trăiesc oamenii cel mai mult datorită faptului că da, au bani, dar au și acces la spitale și la medici foarte buni. Vedem aici în față centru cardiotoracal și acolo un pic ascuns un Aston Martin. Gen, ai probleme cu inima? Vii cu Aston Martin, nu. Știi, ca și cum, mă doare inima, urcă-te repede în Logan. Nu, urcă-te repede în Aston Martin. Uitați-vă cum stă omul ăla și bea un pahar de vin și admiră iahturile. Aia da viață. Stai, bei un pahar de vin și te uiți la iahturi. Ștefi, o găsiți niște mandarini pe stradă și eu nici nu am observat, nu sunt singur, că mai este și acolo, și acolo, și acolo. Deci, practic, e plin de mandarine, dar nimeni nu vine să le ia. Adică, bă, ce s-a astea-s mandarine, mă, până noi mâncăm de astea cu aur. Și vis-a-vis e magazinul Gucci. Aici imediat te simte dacă e sărac la intrare și zice, no. Bine, glumesc, nu zice, că-s de treabă. Hello? It's okay if I take a short video? Deci am intrat în Gucci, nu ne-a lăsat să filmăm, a fost foarte de treabă tipul, m-a lăsat să fac câteva poze, toate lucrurile sunt foarte, foarte bine aranjate. Uite aici și pe băieții de la Valentino, say hello to the camera. Și l-am întrebat pe tipul un lucru, zic că dacă avea un apartament aici, unul de la ieftin, de 5 milioane de euro, ai locui în Monaco? Pentru că era angajat, toți angajații din Monaco nu locuiesc în Monaco, fac naveta ori din Italia, ori din Franța, adică angajații nu își permit apartamente aici și chirii. Zic eu, ai locui în Monaco sau ce-ai face? Sau l-ai vinde? Și zice, bă, l-aș vinde. Dar de ce? Păi pentru că lumea e așa de mică, totul e bun, totul e fain, mașini super scumpe, restaurante super scumpe, super bune, haine doar de lux, dar cumva, dacă nu ești super milionar, te plictisești, adică ce faci? Doar te îmbraci mereu în haine scumpe, conduci mașini scumpe, mănânci lucruri scumpe și atât? Adică cumva e un pic limitat. Ne apropiem de casino, uite aici în spatele meu un G-Class, tipul i-a deschis ușa la om, l-a urcat în mașină, un Bentley, fain frumos, strălucește destul de bine, un S-Class încolo, un Porsche 911 încolo. Hai să trecem strada. Deci ăsta e faimosul casino la care, nu știu, cred că au apărut în vreo 3 sau 4 filme James Bond, casino ăsta din Monaco. Aici se joacă turnee de poker, de alea super faimoase. Aici ai practic, dacă ești fan poker, casino, păcănele, jocuri de noroc, vii aici. Și ca și chestie interesantă, practic dacă ești cetățean al Monacoului, nu ai voie să joci la păcănele, interzis. Deci oricine vine poate să joace doar dacă nu-i din Monaco, dacă nu-i cetățean al statului Monaco, deci trebuie să fii turist sau din afară ca să poți să joci aici. Și construit astfel încât, bă, noi ăsta din Monaco, noi nu băgăm la păcănele, noi suntem civilizați, avem bani, suntem liniștiți. Lasă să bage turiștii, știi? Și turiștii sunt foarte încântați, pentru că e un loc care atrage multă atenție, multă faimă, mașini scumpe, vedeți cum în față sparcate doar mașini faine, Bentley, Rolls-Royce, Range Rover, Mercedes GLE. Avem aici un 190 SL, adică nu vii și parchezi aici în față, uite, alt Porsche 911, nu vii și parchezi aici în față Duster-ul, știi? Deși ar fi tare, nu zic că nu, chiar ar fi tare, dar te prezinți doar cu mașini de mașini. Uite, un Panamera un pic mai vechiuț, de ăsta vezi deși la noi, dar un Aston Martin de genul nu vezi chiar așa de des. Niu! Și nici un Audi R8. Un lucru interesant despre Monaco e că aici toată lumea știe să scrie și să citească și zici, nu, bine mă, Andrei, logic că știe să scrie și să citească, dar și eu știu asta. E bine, nu e chiar așa, că România are o mare problemă cu chestia asta și foarte multe țări nu au 100% cetățeni care știu să scrie și să citească. Adică, practic, noi avem și
știți, analfabet, de-aia funcțional cum ar veni, dar nu, în Monaco toată lumea e bogată, chiar dacă nu toată lumea e milionară, adică toată lumea duce bine, nu există nimeni care să fie sărac, nu există cerșetori, nu există oameni care să o ducă rău, toată lumea o duce bine, pentru că din start, dacă stai aici, chiar dacă nu câștigi rău, să zicem că te-ai născut într-o familie normală, ceea ce e normal pentru Monaco, în România e bine, bine, și ai moștenit un imobil. Imobiliarele sunt super, super scumpe și atunci automat ești bogat din start doar pentru faptul că ai un apartament pe numele tău. Acum, ca și opțiuni, dacă vin Monaco, ai două lucruri, sau nu, două categorii de oameni. Sunt aia super bogați care poate să vină să-și cumpere de la Cartier, de la Louis Vuitton, de la o grămadă de magazine de genul, unde prețurile sunt mari, deci foarte mari. Chiar am văzut un ceas cu 34.000 de euro, un ceas nici nu arăta de 34.000 de euro. Sau dacă ești sărac, așa ca mine, sau om normal, vii și belești pe ochi pe aici și e foarte impresionant, pentru că totul e pus la punct, deci peste tot pe unde calci, e curat, e frumos, peste tot sunt oameni interior care, dacă intri într-un magazin, fără cameră, că atunci se aprinde că ești turistul ăsta care nu mă filmează, îți deschide ușa, vorbește frumos cu tine, te întreabă ce vrei, tu... Aș vrea o culoare de bourbon bej care să sorteze cu Ferrari-ul meu super verde și nu știu ce chestii de genul. Toată lumea e super, super de treabă, toată lumea e foarte bine educată, adică nu ești pus în pericol, fie că mergi ziua, fie că mergi noaptea, pe oriunde te plimbi, totul îi arată super bine și cam toată lumea cumva stă la dispoziție. Știi? Ce vedem acolo? Uitați-vă, un RS6 pe avarii. Nu prea întâlnești faze de asta și nu țin foarte mult, pentru că eu am parcat într-un loc, am parcat într-un loc și imediat a venit poliția că am vrut să fac o poză și a zis, nu, aici nu ai voie, deci eu cred că dacă vin după 5 minute tipul ăsta nu mai e aici, chiar dacă are geamuri fumurii, numere de Monaco și șmecher, poliția își face foarte, foarte bine treaba și există și un spirit civic puternic, adică oamenii pe stradă îți spun, bă, vezi că nu e ok să faci asta. A, că tot vă ziceam de magazine scumpe, chiar am văzut aici un magazin în care vii să probezi un ceas și cât timp îl probezi, stăteau oamenii la masă și beau un pahar de vin, ca și cum, hei, până probezi, iar loc la masă, beau un pahar de vin, adică nu stai așa în picioare să probezi ceasul, știi? Am venit în curtea unui hotel, înainte să mergem la mall, că lângă-i mall-ul, mall de Monaco, și am venit să vedem ce mașini sunt pe aici. Nu-s ceva, uite aici, un Taycan, fain frumos, un Land Cruiser, un Ferrari, un Panamera. Panamera nu-i chiar așa de fain, dar dacă ești pasionat auto, merită să vii, numai să stai să vezi mașini și chestii frumoase pe unde merg mașinile. După cum se vede, intrăm în mall și eu prima dată când am venit am zis, a, păi numai bine, e la mall, ha! Mă duc la Spartan să mănânc o șaorma. Dar nu seamănă ca și un mall de-a nostru. Pentru că pare ca și un mall mai luxos, uite. Scuză-mă, eu sunt multimilionar, nu vin aici la mall de la de săraci. Și am intrat în zona de food court, practic aici se mănâncă. Deci, da, nu-i nimic fast food. E așa, hei, bem o cafea, bem un pahar de vin, stăm, povestim despre viață. Uitați-vă la băieții ăștia ce frumos se bucură unul de altul. După care mergi să faci niște cumpărături, să cumperi haine scumpe, bineînțeles. N-am găsit H&M să-mi iau un tricou de schimb. Trebuie să mai duc cu tricourile pe care le am. Și uitați-vă ce bine arată. Ăsta e practic mall-ul din Monaco. Singurul mall, pentru că, după cum vă ziceam, se luptă greu cu spațiul, băieții, deci n-au foarte mult loc să facă multe mall-uri. Și cobori frumos pe scări, adică sunt și scări rulante, dar dacă ești îmbrăcat elegant, mergi pe scările astea de mers galant, din nou, bună! Hello! Sunt oameni care ne salută, beau un suculeț. După cum ziceam, toată lumea e de treabă și încă o chestie pe care am observat-o, sper să prind să vă arăt, e că sunt foarte mulți oameni cu cățeluși de la mic, știi că e cool să ai cățeluși de la mic și vin cu el în mall, știi, și îl țin ori în mână, ori pe jos, așa, de gen... E ca și accesoriu vestimentar câinele, știi, gen, am văzut că au oameni câine, cred că arată bine, no, nu vreau să fiu rău, dar așa mi s-a părut. Avem aici niște prețuri, chestia asta, inelul ăsta e 3.995 de euro, acolo e un lănțișor la 5.995, sper să vadă și pe filmare, ceva brățară la 8.995, da, de la Giula. Par foarte snob, dar nu sunt cu brandurile astea și nu știu cum se pronunță, dar 9.000 de euro pe o brățară, fratele meu, 9.000 de euro, adică mai bine să faci motor forjat la Subaru.
încă o brățară aici cu 8.995 și deja uite chestii mai ieftine, că astea nu mai sunt așa mai plastic, 620 de euro, 675, 570 de euro un inel de ăsta mai ieftin, între ghilimele ieftin. Hopa, am găsit și o brățară la 18.700 de euro sau un inel la 10.200 de euro. Deci inelul ăla e 10.200 de euro. Și aici colierul ăsta e 8.950 de euro sau ăsta care e 15.200 de euro. 15.200 de euro sau opa, stai, brățara asta e 26.100. Oare negociabil, gen bună, oare mi-l dați, vă rog, la 26.000? Nu vreau 26.100, vreau 26.000. Și în cazul în care vreți să vă mutați în Monaco, eu vreau să vă prezint niște imobiliare, dar pentru ofertele astea bune pe Andrei Vereștiuc aici pe YouTube, trebuie să-mi dați 1%. Deci, 4,5 milioane de euro avem așa un apartament de 73 de metri pătrați și 20 de metri pătrați terasă. La cât e de ieftin, sigur e în ceva zonă rea. Pentru că fiți atenți, de exemplu, am văzut unul oare unde era ăsta, 34 de metri pătrați, 3,5 milioane de euro, o cameră, o baie și o terasă de 11 metri pătrați. Deci ai o cameră de 34 de metri pătrați pe care ai dat 3,4 milioane de euro. De banii ăștia ți-ai o casă în Portugalia pe plajă și trăiești toată viața. Dar nu trăiești în Monaco. Încă unul de 31 de metri pătrați și 9 metri pătrați terasă. Deci asta e terasa, să și vede. Și ăsta e apartamentul, adică pare că mamă ce fancy e, dar ăsta e tot. Ai TV-ul și canapea pe care probabil și dormi. 31 de metri pătrați, 3,2 milioane de euro. Deci scumpe, pentru că e puțin loc, dar dacă aveți mai mulți bani, vă arăt și de mai mulți bani. 331 de metri pătrați, 4 camere, 29 de milioane de euro. Deci 29 de milioane de euro. Mai avem și aici sus un apartament. În cazul în care vreți ceva mai spațios, ăsta e la preț bun, 287 de metri pătrați, 4 camere, 4 băi, dacă bine citesc eu aici, 29 de milioane de euro. 29 de milioane de euro, dar nu chiar 29, că de fapt e 28.900.000, dar după cum vă ziceam, 100.000 mi dați mie, merită, eu zic, să veniți la 29 de milioane de euro. Am găsit unul și mai ieftin, mai de buget, 3,7 milioane de euro și are și loc de parcare, să-ți pui Aston Martin-ul sau Logan-ul. O cameră, dar 77 de metri pătrați și o terasă de 13 metri pătrați. Deci așa ceva e ok. 77 de metri pătrați, te mai poți încadra să stai într-o cameră, să-ți faci activitățile de zi cu zi și așa, dar doar 3,7 de milioane de euro. Deci nu-i ieftin, sunt multe oferte. Da, uitați-vă, puteți să vă mutați chiar într-un apartament de genul, doar că te costă ceva bani. Uită-l pe domnul ăsta, cabrio frumos cu mașina lui și da, știu că pare că stau în drum, asta și fac, dar vreau să merg să vă arăt linia de star sosire. De aici începe cursa atunci când avem Grand Prix-ul, marele premiu al Monaco-ului, nu mai știu vorbi. Asta e linia de star sosire și se merge tot în față, pe linia dreaptă, pentru primul viraj de dreapta care urcă spre casino. Deci, chiar dacă pare că e o linie în stradă, și da, e numai o linie în stradă, dacă ești fan Formula 1, înseamnă ceva și apartamentele astea toate din față se închiriază la niște prețuri exorbitante, la prețuri enorme pe perioada cursei, ca să poți să vezi cursa fain frumos de pe balcon, te uiți, trec monoposturile prin fața ta și aici sunt pițurile, deci practic aici intri la boxe, pac, echipele își schimbă pneurile, își bagă monoposturile în garaj și dincolo sunt iahturile de unde milionarii ce fac și ei urmăresc cursa și acum zici, păi cum văd ei de acolo, acolo? Păi, de acolo începe, se merge în față, dreapta, bla bla bla, și apoi se întorc monoposturile și trec fix pe aici, prin față, deci dau o tură după ce ies din tunel și văd milionarii fain frumos, fiecare monopost în parte, în timp ce stau pe bărcuța lor și, nu știu, savurează un cocktail. Deci, experiența de Monaco, am văzut cum trăiesc milionarii, destul de frumos. Nu-i rău, acum întrebarea e, bă, dar dacă ești sărac, ce faci? Nu te mai bucuri de viață? Eu aș zice că nu-i chiar așa, pentru că de multe ori chiar milionarii ăștia cumva sunt un pic mai constrânși, că vezi, dacă ești sărac, poți să stai și în turda și să te bucuri. Dacă ești milionar, zici, bă, nu, îmi trebuie Porsche, Ferrari, trebuie să am Gucci, nu știu ce.
Deci ce chinui mai mult? Și acum știu că e clișei, că nu contează câți bani ai și că este genul și după aia lumea zice, ba nu, că contează. Asta e decizia fiecăruia. Ăsta a fost episodul meu din Monaco. Astea sunt iahturile șmechere, apartamentele la suprapreț sau ăsta e prețul real. Oamenii foarte faini, deci peste tot pe unde am interacționat cu oamenii mi-au plăcut foarte mult și cred că la finalul zilei e important să fii om și să te bucuri. Eu am fost Andrei, dați un like, un subscribe și ne vedem la următorul. Salut!